Întrebarea pe care fiecare părinte și-o pune în legătură cu pandemia asta este: vaccinez sau nu copilul? Care sunt riscurile la care ne supunem copiii dacă îi vaccinăm sau dacă nu îi vaccinăm? Aflăm de la doctorul Mihai Craiu. La copii, la tineri și mai ales la băieți există cu o incidență foarte rară, e adevărat, dar mai des decât se bănuia inițial, un aspect inflamator al inimii care se numește miocardită. Problema nu se pune: nu vaccinezi copilul, nu face miocardită, pentru că e greșit. Dacă acel copil se va duce la untold, la școală sau cu mijloace de transport în comun, într-un oraș în care noi adulții am ales să nu ne vaccinăm cum trebuie, acel copil perfect sănătos poate să facă infecție COVID, unde miocardita e mult mai frecventă decât miocardita postvaccinală. Unii copii nici nu știu că au avut infecție clinic și la un interval de timp variabil, între 4 și 6 săptămâni în medie, apare o afecțiune febrilă care afectează cel puțin două sisteme diferite. De aia se numește sindrom inflamator, că are febră, și multisistemic, că sunt cel puțin două. Cel mai des este afectat aparatul cardiovascular și cam 1 din 10 fac și miocardită, inflamație acută a mușchiului inimii. Deci nu asum risc zero că nu fac vaccinul, ci asum riscul unei posibile infecții din comunitate care poate să facă sindrom inflamator multisistemic. Și cifrele sunt așa. În SUA, la 3 milioane de copii bolnavi, sunt 4200 de cazuri de sindrom inflamator multisistemic, din care 37 de decese după miocardita de la vaccin. În tot tineretul israelian vaccinat, 7. Au fost câteva spitalizări, toate au plecat acasă. Părintele trebuie să știe că dacă își dorește ca al lui copil să meargă în siguranță la școală, singura strategie rezonabilă existentă acum în România este să vaccineze și să poarte în continuare înăuntru mască și să respecte igiena mâinilor. Concluzie. Fiecare părinte pune în balanță beneficiile sau riscurile vaccinării. El decide pentru propriul lui copil. Dacă aveți întrebări cărora să le căutăm răspunsuri cu ajutorul specialiștilor, vă așteptăm toate nedumeririle pe sanatate.romania@rondtvr.ro. Sănătate, oameni buni! Sănătate, România! Sunt Amna și am încredere în vaccin. Salutare! Sunt Coyotu și m-am vaccinat.